În textul din dimineața aceasta, textul care ne va sluji ca suport pentru Cuvântul lui Dumnezeu, există două cuvinte, două cuvinte care descriu două dintre marile probleme, marile bătălii ale fiecărui om, ale fiecărui creștin. Unul este ispita și celălalt este neputința sau slăbiciune. În dimineața aceasta, pentru că vrem să fim vegheatori, ne vom pune o întrebare importantă. Întrebarea este cum putem învinge ispita? Cum ne putem domina neputințele sau slăbiciunile? Pentru a da cinste Cuvântului Dumnezeu, vă chem să vă ridicați în picioare și, deși versetul țintă pe care îl vom urmări în această dimineață este versetul 41 din Matei 26, haideți să citim. Tot pasajul acela, începând cu versetul 36 din Matei, capitolul 26, până la versetul 46. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 36. Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis, ucenicilor, Sedeți aici până mă voi duce acolo să mă rog a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind pentru că li se îngreuna sără ochii de somn. Ea s-a din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. sculați vă haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Iată cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească amin. pentru fiecare dintre noi și toată biserica poate zice amin. Amin, vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Două cuvinte și o lume întreagă. O lume întreagă de bătălii, de momente dificile, de amar simțit atunci când ne-am văzut limitele, ne-am atins neputințele, am căzut în ispită. Ce faci atunci când vrei să învingi ispita și atunci când conștient fiind de neputințele, de slăbiciunile tale, ai vrea cumva să le domini? Spun specialiștii că oamenii atunci când vor să justifice ceva ce au făcut, găsesc repede o justificare. Nu au nevoie de foarte mult timp, câteva secunde și-au găsit o justificare. Uneori justificarea vine dând vina pe cei din jurul nostru. Ei m-au făcut să fac. Din cauza lor au greșit, ei m-au enervat, ei m-au supărat, ei m-au întristat. Alteori dăm vina pe evenimente. Din cauza evenimentelor am căzut. Ele sunt de vină. Spunem, a fost trafic. S-a stricat mașina, n-a sunat ceasul. Ele sunt de vină. Alte ori însă, când nu mai putem da vina nici pe oameni, nici pe evenimente, conștienți fiind că, de fapt, noi am fost problema, dăm vina pe slăbiciunile noastre. Nu poți să ai așteptări prea înalte de la mine. Sunt un om supus greșelilor. Avem și argumente biblice câteodată. E adevărat, interpretăm strâmb Scriptura, dar le folosim pentru a ne justifica slăbiciunile. Spunem, cităm versetul din Iov, Iov 4 cu 18, dacă nu are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsești el greșel chiar și la îngeri, la mine, ce pretenții pot să am? Sau folosim pasajul ăsta pe care l-am citit în dimineața asta. Ne zicem, Duhul este plin de râvână, dar, frate, te-am văzut dormind în timpul predicii. Duhul, frate, e plin de râvână, dar, frate, carnea este neputincios. Na, da. ce să fac? Și veșnica expresia românului, asta este. <fixi> Pentru omul care vrea să trăiască cu Hristos, pentru cel care cunoaște Evanghelia și vrea să se lase modelat de Evanghelie, pentru omul cu ochii deschiși și cu mintea deschisă, pentru omul vegherii, așa cum îl propovăduim noi în această perioadă, astfel de interpretări ale Scripturii nu stau în picioare. Atunci când omul acesta se gândește la ispită, la slăbiciuni, el știe cuvântul Scripturii și știe câteva adevăruri importante. 1. Știe că ispita nu depășește puterea umană, chiar dacă o poate testa. Chiar dacă parcă ne împinge la limită, ispitele noastre nu vor depăși niciodată puterea pe care o avem. Ascultați ce spune Apostolul Pavel Corintenilor 1 Corinteni 10 cu 12. Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Nu pot da vina pe ispită, nu pot să zic că a fost ispita prea mare și slăbiciunea prea însemnată. Pentru că deși ne testează câteodată limitele, ispitele nu depășesc niciodată puterea noastră. Știm asta. Un om care vrea să fie cu minte să cunoaște acest adevăr. Apoi știm de asemenea că ispita și surorile ei, păcătuirea și moartea Deși pot să satisfacă poftele noastre, ele ne distrug sufletul. Iacov, apostolul Iacov, scrie în cartea sa, Iacov 1 cu 14, un verset pe care îl știm fiecare dintre noi și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Ce trist, ce devastator este pentru omul care merge pe calea aceasta, calea în care se lasă atras și vede cum în limbajul apostolului zice că a zămislit. Vede cum în viața lui, pentru nevegherea lui, pentru căderile lui în ispită, pentru incapacitatea lui de a-și domina slăbiciunile, vede cum în viața lui se naște blestemul. Moartea. Sunt câteva adevăruri pe care le știm legate de aceste două mari bătălii ale vieților noastre, despre ispită și despre slăbiciune. Știm că ispita nu depășește niciodată puterea noastră. Știm că ispita atunci când vine ea, vine cu niște surori. Păcătuirea, moartea și odată ce ele au zămislit, au intrat, au pus stăpânire pe cetatea Sufletului, ele distrug totul, o otrăvesc fântânile, ucid tot ce e în cale. Și mai știm ceva. O știm din practică, o știm din cuvântul scripturii, o știm, știm bine. Știm că toți oamenii avem, noi toți oamenii avem, slăbiciuni. Sau neputințe. Ispita va găsi în viața fiecărui om o poartă la care să bată. Poarta slăbiciunilor lui. Aleluia. Ispita va bate la partea asta și uneori bătaia ei se va transforma într-o bătălie veritabilă, într-un adevărat asediu. Un asediu așa de cumplit încât uneori ne vine să zicem, cum zicea Apostolul Pavel, „Oh, nenorocitul de mine! Cât ne-am trecut pe drumul ăsta? Sau, cum zicea poetul în poezia ca transformată în cântare, Doamne, tu m-ai făcut din țărână și în adânc mi-ai turnat veșnicia. Dar în mine o făptură băgână zi și noapte îmi cere simbria. Știm asta. Nu trebuie să ne spună nimeni. Adânc în cămăruța noastră, în intimitatea noastră, ne știm bătăriile, ne știm slăbiciunile, ne știm neputințele. În dimineața asta ne întrebăm, putem rezista ispitelor? Putem, în ciuda slăbiciunilor noastre, bazați pe ce credem în Evanghelie, să învingem ispita? Să dominăm neputințele? Se poate? Sau este un lucru la care trebuie să subscriem toți? Asta e. Iar răspunsul vine direct, vine simplu, vine puternic, dintr-unul dintre cele mai tensionate momente ale vieții lui Domnului Hristos. Mai sunt doar câteva minute până când Domnul va fi luat, prins în grădină, plimbat între Ana și Caiafa, judecat, scuipat, bătut, pus în fața mulțimii, dus să fie răstignit. Doar câteva. Momente față de clipa în care, din care am citit din scriptură. Va purta pe lemnul crucii păcatele lumii întregi, toți îl vor părăsi, Tatăl însuși își va întoarce fața de la el. Am mai citat eu aici versetul, versul acela din uh, Von Riegel care zice: Sunt singur cu durerea lumii întregi în mine. Mai sunt doar câteva momente până când ajunge acolo până când suferința cumplită își va înfige ghearele în trupul lui, până când moartea îl va cuprinde. Începe drumul crucii. Clipa jertfei s-a apropiat, va fi junghiat și va fi pus pe, tal, pe altar. Își cheamă ucenicii să fie alături de el în aceste momente extraordinare de grele. Cel care a fost ispitit, așa spune apostolul în epistola către Evrei, Evrei 4 cu 11, cel care a fost ispitit ca și noi, în momentele acelea. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, om desăvârșit, simte cum ispita bate la ușa lui. Vrea și ar dori ce ne-am dorit fiecare dintre noi într-un astfel de moment. Să dea înapoi. Să nu bea paharul. Să nu meargă drumul. Este prea greu. Asta este ispita lui. Momentul lui de cumpănă. Ce va face? Ce soluție aplică Domnul pentru momentele ispitirii? Pentru momentele în care nu, 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 nu s-ar duce în direcția aceea? Iar soluția este simplă și directă. Le o spune ucenicilor și o aplică el. Vegheați și rugați-vă. Asta este soluția. Nu există o altă. Nu există o soluție cu sclipici, nu există o soluție extraordinară, nu este ceva nemaipomenit, ce n-am mai auzit, este ceva simplu și clar. Vegheați și rugați-vă. Aceasta este soluția. Ca să biruim ispita, ca să dominăm slăbiciunile noastre, iată ce trebuie să facem. Să veghem și să ne rugăm. Dar la ce trebuie să veghem? La ce trebuie să fim atenți? Ce să nu ne scape din ochi? Ce trebuie să fie luat în calcul? Ce anume a vecheat Hristos în momentele acelea, în așa fel încât să reușească să biruiască ispita? Să treacă peste slăbiciune. Ce au vegheat el și n-a vegheat ucenicii. Înainte de a da răspunsuri la întrebările astea, înainte de a întreba ce trebuie să veghez, în momentele în care slăbiciunea îmi dă târcoale, neputința mă pune în genunchi, ce trebuie să veghez în momentul în care ispita bate la ușa mea, permiteți-mi să fac doar două observații asupra textului acestuia pentru a putea înțelege un pic mai bine contextul. 1. Experiențele trecutului nu ne dau imunitate în fața ispitei și nici nu înlătură slăbiciunea. Evenimentele trecutului, o repet, nu ne dau imunitate în fața ispitei și nici nu înlătură efectele slăbiciunii. Slăbiciunea este o prezență constantă. Ispita va fi o bătălie permanentă. Se pot schimba de-a lungul vieții unui om și ispitele și slăbiciunile. Dar nu va exista. O spun cu tristețe cu durere, pentru că este adevărat în dreptul meu și adevărat în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră. Niciun moment din viața noastră în care să nu fim însoțiți de slăbiciune și în care ispita să nu bată la ușa noastră. Se pot schimba. Copiii le-au pale lor, adolescenții pale lor, tinerii pale lor, adulții pale lor. Și vârsta pensionării te găsește tot acolo. Le au cei educați și le au cei fără studii. Le, le au cei înălțați în drăgătorii și le au cei care păzesc animalele pe câmp. Toți le avem. Ispita și slăbiciunea este o constantă în viața fiecăruia. Interesant în text pe cine alege Domnul să ia de o parte împreună cu ei. Îl alege pe Petru și alege pe cei doi fii al lui Zebedei, pe Iacov și Ioan. Știți ce e interesant legat de ei? Că ei făceau parte din cercul intim al Domnului, dar nu numai atât. Fuseseră participanți la niște întâlniri. Trăiseră niște experiențe extraordinare. În Matei 17 și în textele paralele, știți unde îi mai găsim? Tot pe ei. Petru, și fiul Zebedei cu Domnul pe munte. Și Domnul se schimbă la față înaintea lor. E atât de fascinat Petru de momentul acela, încât zice, Doamne, dă-mi voi să fac niște corturi aici, pentru Tine, pentru Moise, pentru Ilie. Se uită pe el, vreau aici să locuim. Nu mai vreau să plecăm nicăieri de aici. Ce experiență înălțătoare a trăit și iată-l aici, la o distanță de cât să fie, să fi fost un an, nu știm. Iată-l aici, incapabil să rezite ispite de a dormi. Am zis noi, de a dormi? Ce simplă, pe asta repede am fi dat-o la o parte și totuși, Petru, nu poate nu știe cum. Experiențele trecutului, oricât de importante, oricât de mari, oricât de adânci, de spirituale ar fi fost, nu vor da afară din calea noastră nici ispita și nici slăbiciune. Oricât de mare ar fi fost ele, oricât de înălțătoare, oricât de profund spirituale, o experiență nu le va înlătura. 2 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 2, versetul 1, Apostolul Pavel începe să vorbească despre lucrurile pe care el le-a văzut și zice la un moment dat că versetul 2, cunosc un om care, în, a, care acum 14 ani a fost răpit până al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Ce experiență? Ce experiență? Trebuie să fii coborât de acolo cum se pretind unii astăzi. Și oamenii urmează, oamenii ascultă, sfinții depus în icoană, oamenii perfecți în toate. Și cu toate astea, Apostolul Pavel continuă și zice: Cu un astfel de om mă voi lăuda. Versetul 5: Dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu. Pe de ce mai avea, mai avea după ce a fost în Rai, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Oricât de profundă și de spirituală a fost experiența mea. Ea nu va înlătura Ispita și nu va pune capăt slăbiciunilor. Trebuie să continui să mă rog și să veghez. Al doilea adevăr, important, nu pot lăsa trupul meu să mă domine, trebuie să-l domin eu pe el. Când citim textul ăsta pe care l-am citit din Matei 26, nu e așa că la un moment dat sunteți un pic contrariați. Păi dacă au neputințe, de ce îi că Domnul pentru ele? Că sunt neputințe. Dacă ei sunt cei care n-au putut vegea, care n-au putut să se roage din cauza neputințelor lor, de ce să-i judece pentru neputințe? E corect să fie așa? De ce dă vina pe ei din moment ce Domnul însuși spune, domnule, carnea, carnea e neputincioasă, sacul ăsta de organe interne, cu tot soiul de reacții chimice, împins, încoace și încolo, de tot soiul de hormoni. Asta m-a obligat. De ce să mă judece Domnul pentru asta? Și cu toate astea, Domnul este vehement și întristat de atitudinea lor. De ce? Și răspunsul este simplu. Pentru că deși este adevărat, carnea este neputincioasă, există o soluție pentru a depăși neputințele cărnii. Deși este adevărat, ispitele ne testează limitele, există o soluție pentru momentul ispitei. Și soluția Domnul o spune în cuvinte, dar și o trăiește în văzul lor. Care e soluția? Vegheați și rugați-vă. Ca trupul să nu mă domine, ca să pot rezista în fața slăbiciunilor, ca să pot rezista, să pot pune piedică, cărnii, trebuie să mă rog și trebuie să veghez. Trebuie să dau hrană sufletului meu. Și hrana vine din această mănuchiere. Rugăciune și veghere. Rugăciunea ne face puternici. Veghea, mintea și ochii deschiși ne face alerți Rugăciunea ne fortifică brațele Veghea ne direcționează lupta Rugăciunea construiește zidurile cetății Veghea pune pe ziduri soldați Tocmai de aceea Domnul zice Vegheați și rugați-vă Omul supus cărnii Omul purtat de poftele lui Omul momit de plăcerile lui Este omul care nu se roagă și care nu analizează ce trăiește. Dacă vreau să pun piedică cărnii, trebuie să mă rog. Trebuie să fiu atent la ce trăiesc. Dacă vreau să nu fiu dominat de ispite și de carne mea, trebuie să mă rog și trebuie să veghez. Nu există o altă carne o altă cale. Carnea, trupul, mă va domina altfel. Și apoi, după ce mă va domina, mă va părăsi în întuneric și în blestem. Ca să înfrâng slăbiciunile, să îndomin trupul, să o razna, trebuie să mă rog. Fără rugăciune, nu există putere. Și trebuie să veghez, altfel nu știu ce am de făcut două adevăruri mari. Unu, indiferent de experiențele pe care le-am avut, bătălia va rămâne. Bătălia împotriva ispitei și cea cu neputințele noastre. Al doilea, dacă vreau să reușesc în lupta asta, dacă vreau să supun carnea, dacă nu vreau să mă las târât spre întuneric de către ea, trebuie să veghez și trebuie să mă rog. Cele două forțe rezism, mă ajută să rezist în fața ispitei, chiar și atunci când aceasta bate la ușa slăbiciunilor mele. Dar ce să mă rog? Și asupra ce să veghez? Asupra ce a vegheat Hristos? Astfel încât să iasă în împotriva ispitei. Ispitit ca și noi, cum zice apostolul, dar fără păcat. Ce nu a scăpat din vedere? La ce s-a uitat Domnul? A vegea, a fi cu mintea trează, a fi alert, a lua în calcul, înseamnă a analiza, a încerca să înțelegi, a încerca să pricepi, înseamnă a te întreba. Și permiteți-mi, în această dimineață scurt, doar trei întrebări pe care trebuie să ni le punem atunci când ne vine să strigăm, oh nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trei întrebări pe care trebuie să ni le punem atunci când ființa aceea păgână vine să ne ceară simbria. Trei întrebări la care trebuie să răspundem pentru a putea rezista în fața ispitei și pentru a putea birui slăbiciunea. Unu. Înțeleg eu ce trăiesc. Înțeleg eu ce trăiesc. Aveghea înseamnă a te întreba. Înțeleg eu ce trăiesc. Iată tragedia ucenicilor. Iată motivul pentru care nu au vegheat și nu s-au rugat. Nu înțelegeau momentul. Nu pricepeau ce trăiesc. Dacă ar fi înțeles și dacă ar fi priceput, sunt convins că s-ar fi trezit în in instant. Probabil că și dumneavoastră, mai ales dacă sunteți șofer, vi s-a întâmplat treaba asta. Sunteți la volan, ați condus o perioadă lungă de timp, sunteți obosit, și intrați așa încetul cu încetul într-o zonă de amorțire. Vă spuneți minții, trebuie să opresc să mă odihnesc. Dar încă nu te-ai oprit. Și în starea aceea de amorțeală, dintr-o dată, ești la un pas de accident. Un pas. Vreau să vă întreb, ce reacție are acel eveniment asupra dumneavoastră? Te trezește instant. Nu mai ai nevoie de nimic, nici de cafea, de nimic. Simplu fapt că ai fost la un pas de accident. Face o infuzie de adrenalină în tot corpul, încât ești în stare să mai căduci două ore, gata, s-a terminat tot, a fugit somnul. Nu avem și expresia asta, domnule, mi-a fugit somnul. Ce înseamnă? M-am trezit. Sunt în stare să vechez. Ucenicii deși sunt în preajma unui astfel de eveniment, nu l înțeleg și pentru că nu înțeleg, nu sunt în stare să vegheze și nu au capacitatea să se roage. Nu pricep ceea ce trăiesc. În câteva clipe, Domnul lor va fi luat de la ei. Toate stihiile se vor porni împotriva Domnului și împotriva lor. În câteva clipe, Domnul va începe să fie bătut, păstorul să fie bătut și oile să fie risipite. În câteva clipe va veni peste ei stăpânitorul lumii. În câteva clipe se va apropia vânzătorul. Trăiesc marele moment de cumpănă al istoriei. Sunt protagoniștii unui moment unic. Nici nu găsesc cuvinte care să exprime ce trăiesc ei în momentul acela. La ce eveniment sunt martori? Dacă ar fi știut, s-ar mai fi lăsat răpuși de somn? Cu siguranță nu. Dacă ar fi priceput, dar vă întreb în această dimineață, puteau pricepe? Sigur, veneau de la cina cea de taină. Domnul le tot, în tot soiul de moduri. Le spusese că merge în Ierusalim să moară. Știau, puteau pricepe. Dar n-au luat în calcul, n-au analizat. Înțeleg eu, asta e marea întrebare a vegii. înțeleg eu ce trăiesc, înțeleg eu, pricep eu, puși în oglindă, ei dorm pentru că nu înțeleg, pentru că nu pot aprecia bine ce trăiesc și Domnul este treaz și se roagă, de trei ori se roagă, de trei ori vine și trezește, pentru că Domnul nu înțelege. Pentru că Domnul vede ce urmează. Îi se întinde cupa și în cupă e tot păcatul omenirii. Știe ce urmează. Și asta nu-i dă somn. Ei nu știu. Nu analizează. Nu se întreabă. Și de aceea au dormit? De ce sunt amorțite rugăciunile unor credincioși câteodată? De ce sunt amorțite câteodată rugăciunile mele? Știți de ce? Uneori sunt amorțite pentru că nu mă întreb, Doamne, înțeleg eu ce trăiesc? Din timp în timp trebuie să-mi pun întrebarea asta. Să nu cred că simplu fapt că trăiesc cu un lucru înseamnă că și-l pricep. Să mă întreb. Trebuie să se întrebe asta un adolescent. Oare înțelege el ce trăiește? Trebuie să mă întreb asta când mi se naște primul copil și îl țin în brațe. Înțeleg eu ce trăiesc? Când mă duc la un job nou, când primesc o avansare, când sunt binecuvântat sau cât sunt încercat, trebuie să mă întreb, înțeleg eu ce trăiesc? Întrebarea asta ne pune pe genunchi. Cu cât realizăm mai mult magnitudinea vieții noastre, a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, cu atât începe mai tare rugăciunea, cu atât începe mai tare vechea, analiză, Trebuie să nu cad din spită, să citesc și să interpretez totul în lumina Evangheliei. Înțelegem noi oare ce trăim? Omul a plecat asupra vieții lui, care nu ia în calcul ce trăiește, astupă tot. Trebuie să fac un pas în și să las lumina lui Dumnezeu să vină asupra vieții mele. Să aprindă Dumnezeu lumina ca să pot vedea în detaliu ce trăiesc. S-ar putea să fie ascunse acolo capcane puse de diavolul. S-ar putea să vină săgeți arzătoare. Trebuie să înțeleg ce trăiesc. Doamne, deschide ochii! Doamne, nu vreau să trăiesc în ignoranță, să ajung în blestem, să ajung ca la, la, la cheremul ispitei târât de neputințele mele. Doamne, deschide ochii! Vreau să înțeleg ce trăiesc. Lasă ca lumina ta să aprindă viața mea prin lumina ta. Vedem lumina? Ce spune, de fapt, salmistul? Când tu aprinzi, Doamne, lumină, voi putea pricepe bine ce trăiesc. Vreau să înțeleg ce trăiesc. Pentru ca slăbiciunea să nu fie dominantă, ci să fie dominată, pentru ca ispita să fie respinsă, trebuie să înțeleg ce trăiesc. Luca 19, pe la versetul 41, este unul dintre cele mai triste momentele din Evanghelie. Domnul se apropie de Ierusalim, vede cetatea eternă, cetatea sfântă de departe și știți ce face? Începe să plângă. Domnul plânge pentru ea. Știți de ce plânge? Că zice, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale. Dar acum, lucrurile care vin peste tine sunt ascunse de ochii tăi. Cetatea în vale nepăsătoare. Merge totul bine. Iată ce templu. Și Domnul vede ce urmează. Ierusalim, Ierusalime. Dacă ai fi fost tu treaz, dacă ai fi cunoscut tu, dacă ai fi înțeles tu ce trăiești. Mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră: câte momente grele ale vieților noastre nu le-am fi ocolit dacă am fi cerut Lumina Lui și prin Lumina Lui să înțelegem detaliile vieții noastre? Prin Lumina Lui să înțelegem, să pricepem direcția între care, înspre care mergem. Înțelegi tu, înțeleg eu ce trăiesc? Trebuie să mă întreb, la fiecare răspântie, indiferent cât de mică este, Doamne, ce e asta? Ce e asta, Doamne? Doamne, ce binecuvântare asta pe care ai lăsat-o peste viața mea? Doamne, ce este necazul ăsta care a venit peste mine? Doamne, ce este asta? Doamne, ce este cu bucuria asta? Doamne, ce este cu întristarea asta? Doamne, ce se întâmplă în relația asta? Doamne, ce este la răspântia asta? Doamne, ce vrei tu de la mine? Doamne, ce vrei tu să faci? Iată vechea. Asta este vegherea. A însă înseamnă a mă întreba din când în când: Doamne, înțeleg eu ce trăiesc? Trebuie să mă întreb în fiecare etapă a vieții, la fiecare răspântie. Doamne, înțeleg eu ce trăiesc? Și începe rugăciunea. După ce mă întreb, începe rugăciunea. Pentru că răspunsul la întrebarea, înțeleg eu, este nu prea. Ajută-mă. Vreau să văd. Vreau să pricep. Începe rugăciunea. De aceea, vechea se împletește cu rugăciune. Doamne, ajută-mă să înțeleg. A doua întrebare. Una. Ca să veghez trebuie să vă întreb, Doamne, înțeleg eu ce trăiesc? Doi. Doamne, supun eu ceea ce simt? Supun eu ceea ce simt? Pasajul pe care l-am citit din Matei 26, dincolo de greutatea pe care o dă momentul în viața Domnului Hristos, de tensiunea Lui, este și un pasaj superb, pentru că prezint într-un mod grandios umanitatea Domnului Hristos. Umanitatea Lui. Așa cum spuneam, pe deplin om, pe deplin Dumnezeu. La porțile Lui bate perspectiva ororilor păcatelor lumii, a suferinței, a torturii, a morții și le simte pe toate. Să știți că Domnul aici nu se preface. Nu joacă teatru. Le simte pe toate cum le simte un om. Iată-l pe el, om al durerii și obișnuit cu suferință. Domnul este atât de apăsat că zice la un moment dat că sufletul lui este cuprins de o întristare de. Ce va face cu această apăsare? Iată ce simte. Iată ce simte. O apăsare ca o apăsare de moarte. Iată ce simte. A vrea să dea înapoi. Paharul este mult prea cumplit. Ce face Domnul cu sentimentele lui? Ce facem noi cu ale noastre? Noi putem ignora. Și Domnul, prin modul lui de a fi, ne dă o pildă superbă legată de sentimentele noastre. Fac aici o paranteză, nu e așa că ele ne creează probleme? De câte ori nu ne-au creat probleme? Emoțiile noastre. Să vorbim, de exemplu, despre una singură. Furia. Furia. Simți cum crește temperatura. Și pe măsură ce lucrurile nu se opresc, ea devine din ce în ce mai mare și odată cu creșterea temperaturii se mai întâmplă ceva vine întunericul. Vezi, zice românul, negru în fața ochilor. Și dacă n-ai știut să oprești la timp și temperatura s-a prins și lumina Evangheliei, ai dat curs mâniei și mânia ți-a otrăvit familia. Ți-a distrus relațiile. Ce facem cu sentimentele noastre? Ce face Domnul cu ale lui? Este într-un moment de cum până simte tot. Ce face Domnul cu ale lui? Trei lucruri superbe pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi ca să putem să rezistăm ispitei. Unu, Domnul le conștientizează. Le conștientizează. Nu le ascunde, nu le lasă la o parte, nu le minimalizează dragă. Mai zicem noi câteodată soțiilor, fetelor noastre, care sunt poate câteodată cuprinse de sentimente dragă. Dar nu e așa cum simți. De unde știi tu că nu e așa cum simți? Dacă este așa. Nu? Domnul nu-și minimalizează sentimentele. Nu le reduce la nimic, nu le trece în tăcere, nici vorbă, domnul le... Conștientizează, dă glas sentimentelor sale. Ăsta este primul pas să știe ce simte. Asta simt. Că paharul este prea mare, că vrea să renunț. Asta simt. Nu pot să spun altceva. Este primul pas să conștientizezi ceea ce simt. Primul pas al vegherii asupra sentimentelor mele, să înțeleg, hei, îmi crește furie. Fiu atent. Hei, îmi las inima prinsă de lucruri care nu sunt potrivite. Trebuie să fiu atent. Câte căznicii nu s-au sfâșiat pentru că el sau ea au început un joc cu un străin. Mic flirt. Și ani Nu atunci, ci peste doi ani trebuie să știu ce simt, trebuie să controlez ce simt, să știu în ce direcție o ia inima, să o potrage înapoi. Domnul nu și noră sentimentele și le recunoaște. Primul pas, doi, le duce unde trebuie. Le duce la Dumnezeu. Stă de vorbă cu Dumnezeu despre ele. De trei ori s-a rugat. Ce s-a rugat de trei ori? Același lucru. I-a spus lui Dumnezeu ce simte. Cu lacrimi. Cu sudoare de sânge. Că zice într-un text paralel că atât de tare era întristarea și atât de tare era tensiunea încât sudoarea lui s-a transformat în proboade de sânge. Atât de tare era. I-a spus lui Dumnezeu ceva ce era scandalos pentru evrei. Dar pentru noi este calea vieții. Doamne, am venit la tine să-ți spun ce simt. Vreau să știi ce simt. Vreau să știi că cobor în temnițele depresiei. Vreau să știi ce simt. Vreau să știi că mă cuprinde o întristare de moarte. Vreau să știi ce simt, că n-am am probleme cu furia. Am probleme cu. Eu știu, ziceți dumneavoastră ce sentimente mai au oamenii vreau să știi ce simt. Le duce la Dumnezeu. Dacă ne ascundem sentimentele, dacă fugim de ele, dacă nu le dăm glas, ne vom îmbolnăvi păstrându-le în inima noastră. Ne vom nenoroci trupurile și sufletele. Iată psalmii, aceste poezii și rugăciune ale evreilor, tot spectrul lor de sentimente să se duc evreii la Dumnezeu și spun ce simt. Ce simt. Nu, nu trebuie să-L învățăm teologie pe Dumnezeu în rugăciunile noastre și nici să nu spunem expresii frumoase. Trebuie să fim onești, trebuie să fim deschiși, trebuie să ne sondăm inima și o să-i spunem lui Dumnezeu asta simt, vreau să știi, vreau să mă ajuți, nu vreau să fiu târât de sentimentele mele, nu vreau să fiu batjocorit de simțele, simțămintele mele, nu vreau să fiu călcat în picioare de ce simt, vreau să știi tu, Dumnezeu, ce simt. Le conștientizează, le duce la Dumnezeu și mai face ceva aici, greșim adeseori. Remarcați superba rugăciunea Domnului, vreau să știi ce simt, dar își încheie rugăciunea așa, și totuși, voia ta să se facă. Îmi supun sentimentele voii tale. Vreau să trăiesc conform voii tale. Știu că voia ta este bună pentru mine. Știu că voia ta este binecuvântarea mea. Îmi supun sentimentele ție. Și dintr-o dată, diavolul va fi făcut de rușine și va fugi din dreptul sentimentelor noastre. Câtă vreme dau curs sentimentelor mele, ele să mă conducă, ele să-mi ghideze comportamentul, ele să-mi dicteze acțiunile. Când voi face așa, voi aduce ispita, ispita se va transforma în păcat și păcatul va aduce moarte. Noi nu suntem, iubiți frați și surori, dragi surori, dragi frați, noi nu suntem subiectul sentimentelor noastre. Deși le simțim, deși câteodată ne năpădesc, noi nu suntem la cheremul lor, noi suntem ai Domnului și străim în supunere față de El. Am crezut că toată biserica va zice amin. Noi ne supunem Lui. Da, simt ceea ce simt, le duc înaintea Lui și spun la final. Eu simt asta, dar voi alege întotdeauna voia ta, nu voia mea. Voi alege să fac ce zici tu, nu ce simt eu. Mai zic încă o dată. Voi alege să fac ce zici tu, Doamne, nu ce simt eu. Ce zici tu, Doamne? Că mânia omului nu lucrează în Domnului. Când ale calea lui, voi fi binecuvântat. Când ale calea lui, voi ajunge la pace, la liniște, la împlinire sufletească. Când ale calea lui, voi ta, să se facă în viața mea, de plin încredințat că cum dorești tu este cel mai bine pentru mine. Dacă vreau să veghez când a bătut ispita la ușa mea, dacă vreau să veghez când neputința am dă târcoale, trebuie să mă întreb, 1. înțeleg eu ce trăiesc, 2. supun eu ceea ce simt și trei, am încredere în Dumnezeu. Am eu încredere în El? Spuneam că textul ăsta este construit în oglindă. Și superbă oglinda până la un capăt. Dar dincolo este și mai frumoasă. O remarcați oglinda. Domnul este vegheator, ucenicii dorm. Domnul se roagă, ucenicii tac. Domnul învinge, ucenicii vor fugi. Dar până aici merge paralela, pentru că ea se frânge și când te uiți mai departe, îl vezi pe Domnul suferind, acceptând tot paharul, murind pe Golgota și învind glorios, binecuvântat să fie numele Lui. Dar nu doar atât, întorcându-se și fiind un sprijin pentru toți cei care sunt ispitiți. El a fost singur. Vreau să vă spun, dacă aș putea să stric treaba asta, el a fost singur în fața ispitei, ca să nu fim noi niciodată singuri. El a fost dat morții, ca noi să fim dați vieții. El a fost făcut blestem pentru noi, ca noi să fim binecuvântați. Iată frumusețea, că în fața ispitei, nu sunt singur, ci împreună cu mine, este cel care a fost ispitit ca și mine, dar fără păcat. O spune asta superb apostolul în Evrei, capitolul 15, versetul 14. Vă rog, ascultați versetele astea. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, că n nu avem ascultați cât de frumos e cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 15 începând cu versetul 14 că n nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi dar fără păcat să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru a fi ajutați la vreme de nevoi. Să ne facem personale în îndemnurile din verset. Să rămânem tari, iubiți frați și surori. Să ne apropiem de Dumnezeu. Să căpătăm îndurare, vom căpăta îndurare, vom găsi har, vom fi ajutați la vreme de nevoi. Când ispita vine, când slăbiciunea am dă târcoale, îmi deschid ochii larg și mă întreb, înțeleg eu ce trăiesc? Și atunci începe rugăciunea, Doamne ajută-mă! Deschid ochii larg și mă întreb, supun eu ceea ce simt? Și atunci începe rugăciune, Doamne ajută-mă! Și la capătul rugăciunii declar, știu că ești! aici știu că ești alături de mine știu că ești un Dumnezeu puternic știu că mă iubești știu că ești ajutorul meu sprijinul meu în nevoie, știu că ești aici există o cântare care zice când credința s-ar clinti sprijin mie Hristos când ce rău ai sprijin mie, Hristos. Cum să pot înainta când e întunecos, când mi -e rece dragoste? Sprijin mie, ce dumneavoastră tare, Hristos. Sprijin mie, Hristos. Sprijin mie, Hristos. Sunt iubit în chip nespus. Sprijin mie, Isus. Domnul se desfată în sfinți. Sprijin mi Hristos. Înaintea lui sunt scump. Sprijin mi Hristos. Sufletul va fi păzit. Va împlini ce a spus. Cu preț mare m-a plătit. Sprijin mi Hristos. Și mă spun încă o dată de frână. Sprijin mi Hristos. Sprijin-mi Hristos. Sunt iubit în chip Nespus. Sprijin-mi Isus. Slavit să fie El și toată Biserica zice. Amin, amin.